octubre, pam, 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 chiar nu înțeleg. Și treaba are comunitatea europeană, țările este din Europa, să ne dăi nouă sfaturi, cum să trăim, cum să ne construim, să ne structurăm nou guvernul și așa mai departe. Că nu înțeleg. Că auzi că când ne dau nouă instrucțiuni de la Veneția, că trebuie de dizolvat guvernul, că trebuie de făcut alegeri anticipate și eu sunt de acord cu Gimpu. Și treaba are Veneția, să ne dăi nouă sfaturi. Lasă să-și facă acolo mascaradele lor mai departe, cu măștile lor vieneze, cu bărcuțele lor romantici și să nu se bage treburile noastre interne, că noi știm mai bine. Vine Europa, vin tot soi de țări, de astea care se prefac că ele sunt civilizate. De voastre ați fost prin Europa, undeva pentru o țară, chiar și la Veneția, de pildă. Ați văzut și acolo la dânși, vai de capul lor, râde hârb de oală spartă. Și mai sunt tot soi de țări de astea care se prefac stare dezvoltate ele. Elveția, Suedia, Danemarca, Belgia, Olanda, Monaco, vai și amar de capul lor. Eu în general consider că noi ar trebui să ne izolăm de țările astea și de toate sfaturile astea. Ar trebui să construim în jurul țării o barieră specială care să bruieze toate semnalele lor, toate telefoanele lor, toate emisiunile lor și așa mai departe. Că mâine poi mâine parcă văd ca să ne vină sfaturi și de la japonești, că adică le-ai stare dezvoltați. E, dar asta e altceva. Eu am vrut să vorbim despre o problemă o leacă mai echiparată. Ați auzit despre evenimentele de pe 7? Așa. Și despre Cociorgă, ați auzit? Comisarul ăsta mai barosan care cu Ministerul de Interne și cu tot ce înseamnă ordine, de-amă ordinele pe care le primesc ei și de-amă în conformitate cu ordinea din capul lor, ei de-amă fac ordine la noi, aici, de-amă știți. Și pe șeptia că tot a făcut ordine și am văzut că Cociorgă ăsta, el zice că nu a avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat atunci, nu a avut legătură cu arestările și ele, nu a avut legătură cu tinerii și ei care au ajuns pe mâna miliției ca să nu zic poliției că păi jignesc. Și ce că ăsta, Cociorgă ăsta, și numi și ăsta interesant, la Cociorgă, parcă nu? Sau de la Corceagin, ia că nu știu. E de-asta e altă întrebare. Numai că există o persoană, domnul Mătăsaru, care spune că Cociorgă a avut implicații și foarte concrete în ce și-au semnat bătăile și ele de la miliție de acolo, de la dânși din Beși, interogatoriile și ele așa mai departe. Căci că ăsta Cociorgă, mai din umbră, mai din lunină, o dat acolo niște comenzi concrete. Când și pișine să pocnească, unde să-l pocnească, și de și să-l pocnească, și cum să-l amenință și așa mai departe. Și am tot Cociorgă ăsta a să iasă din nou să apere democrația în Moldova. El care o apărat-o pe șapte democrația și am luat-o apelit de-amă înainte. Că așa se zice. Și apoi eu mai am o întrebare. De unde știe Mătăsaru că atunci când l-a luat miliția și l-a bătut? De unde știe el că este au fost ordinele și comenzele lui Cociorgă ăsta? Că Mătăsaru a avut ochii inflați. Poate el nu vede precis. Poate nu era Cociorgă. Poate era comisarul Hârleț. Poate era plutonierul Lopată. Poate era capitanul Târnăcop. Iar că Hop și-o găsit responsabil. Mătăsaru nici nu știe și cu dânsul că acolo la interogatoriu nu-i ușor. Mai iei o palmă, mai iei un pumn, lunina te bate drept în ochi. Cum așa Hop Mătăsaru, sub bătaie, sub amenințare, sub lunina și e care-i bătelul în ochi, l-a văzut el pe Cociorgă, cât avan Cociorgă era acolo. Aici trebuie de văzut. Ăstea se pare că sunt acuzații nefondate. Și chiar și Zinușca asta, cum o cheamă, greceane, care pe șapte era una dintre cutiuțele pandurii acolo, știți de-am unde? Așa, la Marea Tulburare, eu în general am impresia că este tăti sunt inventate. Nu s-a întâmplat nică pe șapte. Nu a fost nimeni luat nică, iar și nu a fost nimeni bătut. Ăstea sunt inventate tăti. Disenate, fotografiile și ele-s făcute false, o luat și-o chemat specialiști de la Hollywood. Ați văzut ce disene animate 3D fac la Hollywood? Eu nu cred că s-au făcut nedreptăți. Eu cred în miliția voastră. Eu cred în, pardon, în poliție, așa se cheamă mai nou. Nu știu de ce eu schimbat numele. Dar mă rog, nu contează. Eu cred că ei sunt patrioți. Ei n-a să rădi și mâna asupra nimănui. Mai ales Cociorgă ăsta. Urma numele lui cât face. Cum să rădi și el mâna? Nu cred astea-s calomnii, ca să nu le spun blasfemii, să nu ne mai agățăm de miliția noastră care ne apără nouă democrația. Păi dar ce înseamnă asta? Ei își fac datorie până la urmă, ei apără drepturile omului, ei apără pe tine. Ei tot asta fac pentru un viitor mai bun, tot pentru noi. Uf, mă doare inima, m-am enervat. Hai lăsați vorbim data viitoare. Și încă ceva că am uitat să vă spun. Chiar dacă minciunile este adevărate, despre ce au făcut pe șapte miliția și așa mai departe, apoi eu cred că asta nu e din cauza lor. Asta precis este un virus. Un virus încă de pe vremea lui Stalin, mă tincă, care a stat șocloșit în mauzoleul lui Lenin și de acolo după șocloșit, răscloșit și de la Moscova au curs încetişor de-a lungul timpului și au ajuns pe la Chișinău. Și la Chișinău a ajuns, s-a strecurat prin canalizații și au ajuns la minister. Și acolo au infectat o leacă infrastructura miliției. Numai așa s-ar putea explica ce au făcut sau ce nu au făcut miliția pe șapte. Asta vreau să spun. Altfel, din punctul meu de vedere, ei au mâinile curate. Mai ales, cum îl cheamă, că am uitat de-am. Nu Lopată, nici Hârleț. Ai înțeles mai scurt. Hai, noroc! Pam, 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 tu vrei, pam, 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 pam,